Orice grădină, cât ar fi ea de mică, are nevoie să-i hrănim pământul pentru a ne da roade bogate. Din macerate, îl ajutăm cu azot, cu potasiu, cu fier și puțin calciu, dar fosforul este mai greu de găsit. Așa că azi vă arăt o variantă simplă de a face cenușă din oase. Aceasta va îmbogăți solul nostru cu fosfor și calciu. Totodată putem să ardem și cojile de ou, pe care le adunăm de-a lungul săptămânii, pentru că și ele conțin aceleași elemente. Așa că facem un foc din vreascuri sau lemne disponibile. Apoi aruncăm oasele rămase de la pregătirea mâncării. Prin adată le-am trecut pe la pisici și acestea le-au curățat de resturile de carne sau cartilage. După o oră de ars, lăsăm jarul să se stingă și să se răcească. De obicei, se întâmplă a doua zi. Recuperăm oasele din cenușă și le mărunțim bine. Cenușa rămasă o mărunțim, o cernem și o depozităm. Va fi un fertilizant deosebit de bogat în toate. La primăvară le vom folosi pe amândouă și în amestecul de răsaduri și la fertilizarea solului pe tot parcursul anului.